i-a spus Nataliei: mami, îți alegi un lucru din magazin, da, pe care ți-l plătește tati. Energia aia bună cu Bogdan și Ionuț dimineața la Virgin Radio. Ne-am dus împreună ca o familie fericită la magazin. La intrarea în magazin, soția mea a făcut aparent o greșeală fatală. I-a spus Nataliei: mami, îți alegi un lucru din magazin, da, pe care ți-l plătește tati. În istoria copiilor nu am mai ales așa ceva dintr-un magazin. Este o afirmație destul de curajoasă, Bogdan. Băi, crede-mă, am fost... istoria copiilor, de câte știu eu, copiii sunt de ceva timp. Am fost șocat cu ș mare. În momentul în care Natalia, după o oră de plimbat prin hipermarket, a urlat către noi că vrea să-i luăm broccoli. Say what? Say what? Say what? Erau acolo jucării, băi, deci era efectiv un întreg univers. Ea a ales broccoli. Îți spun sincer, Ionuț, m-am speriat. Ați fost la doctor după? După am programat-o rapid, zic: Natalia, ești bine? Uite-te la mine, tati, uite-te la mine. Avea la criminoc, zic: tati, uite-te la mine, te rog. Mergi un pic drept pe linia asta aici să văd dacă ești neregulă. Cum mă, tata, broccoli, mă? Băi, efectiv a luat o bucată de broccoli mare, de-aia trasă în țiplă, în vid, așa. A ridicat-o și a zis: vreau broccoli! Mmm, broccoli! Nom, 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 let's eat! S-a uitat tot magazinul la ea, s-a uitat la noi. Mă, dar ce îi fac copilului acasă? Îl maltratează. Ăsta nu e copil normal. E ceva așa nereglă așa cu copilul. Vegetarian din aia. Ăștia-s vegetarian din aia. De aia rău. A luat broccoliu. Responsabil, a aruncat broccoliu și a luat o sticlă de suc albastru. De whisky. Nu-mi explic această ieșire. Dacă avem psihologi care ne ascultă în momentul ăsta. A văzut ce efect are o dietă necorespunzătoare asupra lui tati și a zis: nu vreau să ajung ca tati. Eu să mănânc numai broccoli toată viața, că nu vreau să ajung ca tati. No, God! No, God, please, no! 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 Energia aia bună cu Bogdan și Ionuț dimineața la Virgin Radio.